mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră la o întâlnire cu tineri. Înainte de a veni la adunare, am vorbit cu fratele Mitruț, prezbitorul bisericii din Bălăvăla, și el mi-a spus că vine și el la strajă, împreună cu doi băieți al lui. Și atunci mi-a spus că să iau și eu doi băieți, nu s-au arătat foarte entuziasmați, dar i-am motivat și am spus, măi, haideți mai în inima Bucovinii, ca să cunoașteți și voi geografia țării mai bine. Mă bucur că sunt cu dumneavoastră aici, aș vrea să avem un cuvânt de învățătură, spuneam fratelui, dacă nu-i promuteam, nu veneam, am câteva zile de când nu pot să vorbesc. Și astăzi am luat toate leacurile băbești care le-am știut, numai să pot vorbi puțin. Haideți să ne ridicăm în picioare, deschidem Sfânta Scriptură, Cartea Geneza, și vom citi câteva versete din capitolul 25. Începem citirea cu versetul 29. Pagina Bibliei 27. Odată pe când fierbea Iacob o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. Și Esau a zis lui Iacob, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceasta a dat lui Esau numele Edom. Iacob a zis, vinde-mi-ați dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte. La ce slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacob a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul întâi de întâi născut lui Iacob. Atunci Iacob a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a spunat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Amin. Vă rugăm să ne ocupați locurile. Un om înțelept învață din greșelile altuia. Un om neînțelept nu învață nici din a lui. Socotindu-vă înțelepți pe dumneavoastră, am ales în seara aceasta pasajul acesta în care Duhul Sfânt care a inspirat scrierea ne prezintă un om care la un moment dat era în posesia unei valori foarte mari. O valoare pe care el a nesocotit-o și pentru că a nesocotit-o, a pierdut-o. Eu am mai predicat de ei despre dreptul de întâi născut, dar în seara aceasta am ales doar expresia din versetul 34. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Care a fost greșeala lui Esau? Ne uităm în Sfânta Scriptură, suntem atenți să nu o facem și noi. Da? În primul rând, Esau a pus firescul înaintea duhovnicescului. Pe el l-a interesat mai tare trupul și burda decât dreptul de întâi născut. Ca acest drept de întâi născut nu-i conferea numai un avantaj la împărțirea averii. Pentru că cel ce era întâi născut avea o îndoită moștenire de la părinții săi. Dar dreptul de întâi născut avea și conotații spirituale. Copilul de parte bărbătească care era întâi născut era obligat să fie dus la templu, să cunoască legea în lipsa tatălui care pleca la război sau decedat. El îngrijea de jertfa de familie care trebuia dus la templu. Băiatul era mai mare. Nu era numai material dreptul ăsta, era și spiritual. De aceea în Evrei 12 cu 23 Pavel spune că v-ați apropiat de biserica celor întâi născuți. Acum care sunteți aici, dumneavoastră, în biserica nou-testamentală, toți aveți acest drept, drept de întâi născut. Și bărbață, și femeie în măsură egală.
Acum în Israel există un proiect de lege în care să se recunoască iarăși dreptul de întâi născut. Dar trebuie mai multe condiții. Să fie de mamă evreică, să fie întâi născut, să fie pe căi naturale, să nu fie avut pierdere înainte și tribunalul să fie religios, nu laic. Dar acum în Straja, în Vicov, Lăvălar, Bosanci, noi toți care suntem în Biserica Domnului, moștenim, avem acest drept, drept de întâi născut. Ei bine, omul ăsta a pus firescul înaintea duhovnicescului. Voi aveți prioritățile voastre, sunt la o întâlnire cu tine, vezi conștient. Voi acum aveți școală, voi acum aveți perspective de căsătorie, de a întemeia o familie și normal să fie așa. Și eu vă încurajez, parcurgeți toate etapele astea. Dar prioritate în viața noastră să rămână relația cu Dumnezeu. Matei 6:33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate acestea Dumnezeu le dă pe deasupra. Deci rămâne prioritar în viața noastră relația cu Dumnezeu, iar celelalte nu le lăsăm nefăcute. Matei 23:23, nu? Voi dați 10 ani de izbă, chimer și mărat, dar lăsați neîmplinite cele mai însemnate lucruri de lege. Și spunea Domnul, pe acestea faceți-le întâi, iar pe celelalte nu le lăsați nefăcute. Deci, în primul rând, ne ocupăm de relația noastră cu Dumnezeu și în al doilea rând sunt problemele noastre materiale. Dacă procedăm așa, vom fi tineri binecuvântați. Că până la urmă, cine garantează că tu termini școala? Cine garantează că tu te căsătorești? Cine vă garantează vouă ziua de mâine? Eu particip la multe mormântări. Și am înmormântat și a fost chemat la Tirscă la o soră de 106 ani. În Știrbăță era o soră, zic, câți ani are sora? 103 ani. M-am uitat în sicriu, n-aveai ce să faci. Ce să vezi? Am văzut copilași mici de câteva zile. Am fost la tine, deci era și o parte din voi la Vicovul de sus. În un băiat de cât? De 24 de ani, nu? Am făcut ungere cu un delim la o soră studentă eminentă la medicină. M-a chemat frață că e bolnavă. Ne-a rugat, am plâns, dar am îngropat-o. Nu știi ziua de mâine. Dar omul ăsta a renunțat la dreptul ăsta care spunea mi-a avea conotații spirituale și a pus firescul înainte după Dumnezeu. Cel înțelept învață din greșelile altuia. Sunteți voi înțelepți în seara asta? E primul loc în viață puneți relația cu Dumnezeu. Amin? Amin. În al doilea rând, omul ăsta a pus urgentul înaintea importantului. Urgent era boșul. Era ciorba aia de litic, era foame. Și eu știu băieți și oameni care tare străi la foame. E băieți bun, dar când e foame, n-ai cine vorbi, Domnule. Eu de multe ori m-am gândit că Dumnezeu s-a dus în vizită la Avram, îngerii Domnului, și a spus, se povește puțin, prin dubiță, îl tai, nevastă mea o să frământe, o să coacă. Apoi eu nu eu când neam la lucru, fă mi două ochi, fă ceva, lasă până termin tu mâncarea, știi? Ei, urgentul pentru Esau era borșul, dar importantul era dreptul de întâi născut. Noi trăim sub teroarea urgentului. Facem lucrurile urgente, în fiecare zi. Ne trezăm dimineața, astăzi fac asta, mă duc la școală, am examen, am teză, astăzi luni, mă duc, fac aceea. Și de foarte multe ori, ignorăm sau lăsăm nefăcute lucrurile importante. Pentru că avem telefoane mobile, avem mașini bune cu care mergem, și tot timpul suntem în criză de timp și tot timpul facem lucrurile urgente. Esau a pus urgentul înaintea importantului. Verificați care sunt lucrurile importante în viață. Și pe acelea îngrijiți-le mai mult. De acelea ocupați-vă de lucrurile importante. Că urgentul vine și trece și dacă nu mai fost tu, o să fie altul, nu? Eram odată circulam în din la Austria, în Italia, și șoferul care mergeam, tot avea o vorbă care m-a supărat. Povestea el cu o fără, o adunare, și dacă nu eram eu, dar
noi, spunea. Și eu am spus altul ca o mândrie, știi? Și iar o spus, nu știu ce. Eu m-am dus acolo, eram cu un frate. Bă, dacă nu eram eu, și eu m-am spărat, măi, dacă nu erai tu, el era altul mai bun ca mine. Noi întotdeauna credem că suntem de neînlocuit, că noi trebuie să facem totul, trebuie să fim aici, din coace. Odată mă sună un prieten de-al meu, prieten bun, păstor, mai în vârstă ca mine și proroc, ce faci, frate, la voi? Am fost dimineață la adunare, nu știu unde, la amiază am fost la o mormântare, nu știu unde, seara m-am oprit, nu știu unde, și acum merg în vizită. Și eu zic, e bun, bun, te salut cu Iacob 1 cu 5. Eu știam, dar nu era sigur, trec cu dreapta acolo scrie cine n-are înțelepciune socială de la Dumnezeu. Adică noi, oameni buni, noi trăim sub teroarea urgentului, ne gândim că totul suntem noi, trebuie făcut asta, 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 și sunt lucruri importante care noi facem. Când pui ceasul să suni dimineața și te dai jos, urgent e să fugi la autobuz sau la școală. Important e să te rogi. Asta. Important e să citești un cuvânt. Dar nu mai facem lucrul ăsta important, că nu m-am trezit la timp și fug ca să nu-mi târzi la ore. Domnul să le dea înțelepciune. Amin. Și mai spuneam eu o greșeală care a făcut băiatul ăsta. O pus prețul înaintea valorii. Cât îmi dai? O bucată de pâine și un boș. Îi pun atâta. Măi, cât era de important dreptul de întâi născut și pe cât l-au vândut el. Deci noi suntem posesori a unor valori pe care ne-l-a dat Dumnezeu. Spun una din ele. Luca 9:25. Și ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sau și-ar prăpădi sufletul? Sau ce-ar da omul în schimb pentru sufletul său? Deci noi avem de la Dumnezeu un suflet foarte, foarte valoros. Și ăsta l-aveți fiecare. Eu vă tratez cu mult respect pe fiecare. Eram la ordinarea fratelui Ionică Jiji ca și păstor în Corocăiești. Și eram cu fratele Virgil și cu fratele Aurel Șorduz. Și primesc un bilet. Nu știu de la ce, din fraților, e normal ca un predicator să aibă emoții? Și Aurel Șorduz spune, las că răspund eu. Se ridică, spune, e normal. Și când un predicator nu mai are emoții, să nu mai treacă la un vorb. Pentru că noi lucrăm cu suflete. El îmi spunea mie, măi, ani de zile am fost profesor la liceu. E una când vedea unul cu trage geanta în bajocul pe holul școlii și alta când vând un tânăr în adunare. Pentru că voi sunteți valori. Și eu vă prețuiesc. În adunare, în casă la fratele Liviu Ujeliu, proroc al Domnului, a venit un grup de tineri. Era târziu, ăștia au fost la o cafea pe unde au fost și în drum spre casă, hai să facem o rugăciune la proroc. Și îmi spune Liviu, casă înghesuită, copiii dormeau, i-am trezit, i-am mutat în altă cameră, am așternut un pic paturile și i-am pus la rugăciune. Și când la rugăciune, băi, cântați o cântare. Îi se uitau unul la altul și râdeau. Băi, dar a început o cântare, o greșit, ce l-am început, nu e așa cântare, n-aveau harfă, n-aveau... Și Liviu spune, băi, m-am supărat, băi. Mă trezesc la aproape miezul nopții, fac de rajul ăsta, ca să văd pe voi cum voi. El îi zis familie în casă. Și o să mai cântați o cântare, eu vin. S-a dus în altă cameră, a spus, Doamne Iisus, dă răbdare. Și îi spune Duhul Sfânt așa, ferește-te să le spui o vorbă de rău. Că în grupul acesta, eu am proroci, am păstori, am învățători și am oameni pe care îi voi scoate. Și îmi spunea Liviu, băi, tu știi că m-am temut? M-am dus înapoi, așa de frumos am vorbit cu dânsul și îmi spune, Dragoș, au trecut ani de zile. Toți din grupul acela sunt slujitori cu Dumnezeu. Adică eu văd în voi, frate, îi spunea că biserica de mâine. Nu, eu văd biserica de azi. De azi ați început voi. Dar văd în voi niște valori. Dar cel mai valoros lucru care îl aveți în voi, îi sufletul care v-a dat Dumnezeu și care într-o zi trebuie să-l dai înapoi, da? Ei bine, Esau a pus prețul înainte. Nu calculat bine. Mai spunea deodată, vedeam de la Arad, nu, de la satul mare la Arad, eu nu cunosc la mașină. Nu prea le-am cu mărci, nici cu astea, nici nu mă interesează. Dar am perceput că omul ăsta avea mașină bună. Dom'le, așa mergeam, m-am uitat așa, parcă era mică să stau pe scaun. Și zic, măi, Simi, ai mașină bună. Și spune, frate, asta e o mașină de 100 și nu știu cât de mii, de euro. Și eu zic, bă, i-ai dat 100 și... A, nu, stai liniște, n-am dat de-o banii ăștia. Mașina asta a avut un senator, care eu sunt prieten.
Și imediat după ce a cumpărat-o, a intrat într-un stâlp, nu știu ce, și a oboțit un pic. El e foarte superstițios. Și a venit la mine, spune, nu vrei să cumperi tu mașina asta, că asta mi-e în poartă din ori. Băiatul avea un service și a zis că da, când vrei, dar n-am bani. Da, s-a negoțat cu luatul 14.000 de euro. Deci mașină de 100 și ceva de mii, s-a zis, băi, am îndreptat bara din față și am și eu mașină bună. Și a zis, bă, dar nu-i normal, băi. Aia zice, nu-l plăte pe el, că el mai are câteva. Dar eu întreb, la valoarea asta mare care o vei sau, ce preț putea să pună, să vândă dreptul de întâi născut? Când cineva s-a apucat de comerț, s-a apucat ca să câștige, nu să piardă. Nimeni nu deschide un magazin să dea faliment peste o colună, nu. Toți fac comerț ca să câștige. Esau a făcut comerț, el a vândut, dar a pierdut. Ca să faci comerț, îți trebuie un partener. Cu cine faci tu negociul? Despre Ahab se spune, n-a fost niciun împărat în Israel ca să se vândă, să facă rău ca Ahab. Cui s-a vândut? Și când vorbim de mărfuri, în Apocalipsa 18, versetul 12 și 13, însă o grămadă de mărfuri. Versetul 12, de. Versetul 13, nici. Uitați-vă la mărfurile acelea, dar eu m-am oprit la ultima marfă. Spune nici sufletele oamenilor. Astea se vând. De ce spus la mărfurile acolo? Lângă făină, boi și căruță, îmi spuse sufletele oamenilor. Pentru că unii își vând sufletul din ei așa cum au făcut Esau. Și asta este o mare greșeală. Altă dată vorbeam cu niște tineri și am spus, măi, sufletul din tine, cu cât l-ai scoate tu la vânzare? Cât ai cere pe el? Poți să dai tu mântuirea, am spus eu, pentru o plăcere de o clipă ale păcatului? Pentru o țigară, spuneam atunci, pentru o gură de băutură, pentru un sărut, pentru o plimbare cu mașina, pentru o căsătorie ratată peste câțiva ani. Poți să vinzi tu sufletul pe lucrurile astea, valoarea asta care l-a pus-o Dumnezeu, pe ce vrei să o dai? Și eu spun că sufletele nu se vând, nu se vânzare. Domnul să le dea pocăință, amin? M-am promis că mă voi ocupa, de fapt, în mod special, de ultima expresie de aici. Astfel, și-am nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Ce înseamnă a nesocotit? A nesocotit înseamnă a desconsidera, a ignora, a nu băga în seamă, a uita. Iar om nesocotit, că Iacov folosește expresia asta, vrei dar tu să înțelegi, om nesocotit, că prietenia lumii vrășmășie cu Dumnezeu. Om nesocotit înseamnă un om irațional, un om nesăbuit, care face prostii fără să gândească. Rămânem la expresia aceasta, a nesocotit, a desconsiderat, a ignorat. Adică, eu am ales, pentru seara aceasta, trei domenii în care, dacă nu suntem atenți, cădem în păcatul nesocotirii. Și în primul domeniu, cum spuneam, relația cu Dumnezeu. În numărul 14 cu 11, Dumnezeu supărat întreba odată, până când mă va nesocoti poporul acesta pe mine? Adică, la un moment dat, noi ca și tineri, l-am putea nesocoti chiar pe Dumnezeu. Dar cum îl putem nesocoti pe Dumnezeu? 1. Nesocotind învățătura. 2. Nesocotind părtășia și adunarea Domnului. Și 3. Nesocotind jurământul și legământul făcut cu Dumnezeu. Hai să ne luăm de rând. Eu îl pot nesocoti pe Dumnezeu, nesocotind sfatul lui. Psalmul 107, versetul 11. Dar ei s-au răzvrătit și au nesocotit sfatul lui. Cum ne sfătuiește pe noi Dumnezeu? Prin ce metode Dumnezeu ne sfătuiește? În primul rând, învățătura
socotit cuvântul lui Dumnezeu. Eu îl pot nesocoti pe Dumnezeu nesocotind Sfânta Scriptură. Care-i raportarea dumneavoastră față de Sfânta Scriptură? Acum când avem internet, când avem telefoane, când avem tot felul de site-uri pe care le accesăm, nu intru în detalii, că eu nu chiar mă pricep, da? Voi le știți mai bine decât mine, dar vă întreb, aveți loc și pentru Scriptură? Aveți timp și pentru Scriptură? În momentul când nu citești Scriptura, când nu te interesează, o desconsideri, o nesocotești. Înseamnă că nesocotești învățătura, implicit îl nesocotești pe Dumnezeu. Revin încă o dată. Spunea cineva că asta e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Vă faceți timp pentru Scriptură? Ioan cât 5, cu cât 39. Cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. În Psalmul 33, versetul 6, spune că cerurile au fost făcute prin cuvântul Lui. În versetul 9 spune că El poruncește și ce poruncește? Ia ființă. În Luca 1:37 spune, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Matei 24:35 spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Cuvântul ăsta ne dă vindecare. Psalmul 107, versetul 20. A trimis cuvântul Său și i-a tămăduit. Cuvântul ăsta ne naște din nou. 1 Petru 1:23. Voi ați fost născut din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci din una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul ăsta ne curăță sufletele, Efeseni 5:26, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botez, prin cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul ăsta e veșnic, Apocalipsa 14:6, am văzut un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Asta e. Ce faceți voi cu Scriptura? Îmi dați voi să vă pun o întrebare. Care a citit azi din Scriptură? Oh, ce mulți, doi deja, trei. Nu, nici o mândrie, nu-i nici o mândrie. Lasă mândria, stau eu, pe putii care ridică mâna. Dar voi, chiar n-ai timp deloc, chiar deloc de Sfânta Scriptură? Eu vă spun ceva, dar băieții mei aici. Eu prima dată la telefon am vorbit în clasa 9. M-am dus la liceu la Brașov, îmi trebuia niște acte și scrisoarea face 3 zile încolo și 3 zile înapoi. Și pentru că trebuia niște acte urgente, mi-a spus dirigintele, du-te, dă un aviz poștal, m-am dus la poștă, am dat aviz, am dat aviz în sat și m-am planificat pe a doua zi mă duc la poștă. Care mai bătrân știu cum era. A doua zi m-am dus la poștă centrală de Brașov și am auzit, Bosanci, cabina 18, parcă. Când am auzit, am fugit, am luat până la telefon, alo, era mama, am început să plânge. Mă uitam la receptorul, mi era dor de mama, am început să plânge. Prima dată când am vorbit la telefon. Ei, dar la mine erau scrisori. Și după ce am făcut și armată, că am mai stat la Brașov, eu scriem o scrisoare și face 3 zile până la Suceava. Și mai face scrisoarea aceea 3 zile înapoi, adică eu știam că la 6 zile primesc o scrisoare. Erau niște plicuri roze, frumoase, era o inimă pusă cu o săgeată, așa? Nu știu, voi nu știți ce e. Aștept mai bătrân știu. Și eu abia așteptam să primesc scrisoarea aceea. Mi-aduc aminte cum o primeam, o desfăceam, o altă mi-aduc aminte când mergeam citind, și am dat capul în perete. M-am întors înapoi, nu eram supărat deloc. M-am întors așa, mersea. Niciodată mie nu mi-o dat în minte când primeam joi scrisoarea, să o pun în dulap și să spun, a să o citesc duminică după amiază, voi avea timp. Nu-mi permiteam. Aici scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. Pe voi, fete de la Straja și de la Vico și pe voi, băieți, Dumnezeu v-a scris frumos ceva aici. Ceva de o logodnă, ceva de o nuntă, ceva de o pregătire, ceva de o roche, ceva de invitați, ceva de o bucurie mare. Nu sunteți curioși să citiți o scrisoare asta? Ce vrea Dumnezeu de la voi? Am spus că eu când am făcut dată mea nuntă, erau niște fete deja care voi se serveau la masă. Când au început să pună antreul,
una din fetele astea a sunat telefonul. Și vorbește la telefon. Mănâncă Andreu, pentru că s-a pus zagă. El vorbe la telefon. S-a pus friptura. El vorbe la telefon. S-a pus găluștiri. El vorbe la telefon. S-a pus prăjituri, s-a gătit nunta. Și eu mă duc tu. Ce vorbești cu alții? Eu știam cine, știam și pe el. Zic că frate, dragul mă, tare râs de mine. Dar eu n-am nicnui de râs. El vine în august, lucrează în Italia, e angajat, vine pe 2 săptămâni acasă. Eu în 2 săptămâni trebuie să fac și rogonda și cununia și nunta. Păi eu la telefon stabilesc tot. Pe cine chemăm, unde facem, ce nuntaș avem, cum e rochea, cum stau câmurile, ce punem pe masă. Eu tot vorbesc cu el la telefon. Și nu-i ceva de râs în asta. Și a spus, măi, tu ai dreptate, măi, copil. O venit băiat o casă, s-au căsătorit, au cu 5-6 copii, trăiesc foarte bine, e o familie binecuvântată, dar ei tot vorbeau la telefon și râdeau la telefon, că la un moment dat eu m-am dus lângă ea și a spus, hai vorbește tu să văd ce vorbești, ce poți să vorbești câteva ceasă. Mai rău e altceva. Înainte de nuntă să țin din mână, să îmbrățișează, vorbesc și după nuntă nu mai au ce vorbi. Asta e mult mai rău. Dar eu spun, când iubești o persoană, păi, unitatea de măsură a iubirii se exprimă și prin timpul alocat acelei persoane. Nu? Sunt mai multe unități de măsură, dacă te iubesc, dar o unitate de măsură prin timpul alocat. Păi un băiat când e drag de o fată, păi el săracul ăsta numai cu dânsul, dar o fată când e drag de un băiat, nu spune, mi-e drag că nu vorbesc cu tine, n-am. Păi nu ți-e drag atunci. Asta e unitate de măsură. Doamne, noi te iubim din toată inima, azi nu ne-a rugat niciodată. Dar iubim pe Domnul. Îl iubim pe Domnul, tu știi că te iubesc, dar n-ai citit niciun verset de Scriptură. Să ne creadă? Nu cumva ne socotim Scriptura? Ați vrut o întâlnire cu tineri. Eu am venit așa răgușit. Uite, voi v-ați rugat pentru mine, spunea el. Domnul mi-a dat putere să vă mustru. Mulțumesc. Să hotărești cineva din seara asta ca să citească mai mult în Scriptură? Vă hotărâți? Atunci eu plec acasă extrem de bucuros. Am rezolvat o problemă cu tineri din Slaja. Cu cei din Vicu și cu ceilalți. Să vor apuca de citit în Scriptură. Amin? Amin. Învățătura Domnului noi o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu. Apoi învățătura aceasta o găsim în predică. Și Pavel spunea în Tesaloniceni 4, cu versetul 8, parcă, că cine ne socotește aceste învățături, nu ne socotește pe un om, ci pe Dumnezeu care ne-a dat. Și omul ăla pot fi eu, când Luca 10:16 spunea, dacă vă ne socotește cineva pe voi, pe mine vă ne socotește. Eu am venit la straza și predic. Voi prețuiți predica mea sau nu? Este careva care ne socotește predica mea, să-l dice în picioare. Uite că nu-i nimic, înseamnă că e bun, nu? Deci voi toți prețuiți predica mea. Și vă întreb, și ce vreți să faceți cu dânsa? Câte predici aveți voi auzite până acum și uitate? Câte? În Iacob 1:22 spunea cuvântul Domnului așa. Fiți împlinitori ai cuvântului Dumnezeu, nu numai ascultători înșelându-vă singur. Adică Matei 7:24 spune că iată cu cine voi asemăna eu pe cel care a avut cuvântul și îl face și pe cel care a avut și nu îl face. Unul pus casa pe stâncă, altul pune casa pe nisip. Voi unde vă puneți casa? Vreți să împliniți cuvântul Domnului? Când vorbim de împlinire, vorbim de câteva lucruri. Că cine ascultă cuvântul, versetul următorul 23, și nu îl împlinește, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce pleacă, uite cum era. Vorba fratelui Răuț Vasile de la Vicul de Sus. Oameni buni, oglinda nu spală pe nimeni. Poți să stau o strămână murdar în fața oglinzii, că tot așa voi fi. Dorința de a mă curăța e a mea. Ceea ce e o oglindă. Nu e plăcută explicația unui frate. Un frate spunea așa. Oglinda este o bucată de sticlă pe spatele căreia se aplică un strat de vopsea închisă.
Eu puneam când eram mic, puneam basta, puneam haină în spate, în geam și mă vedeam, da, cu fidelitatea care era. Dar asta e oglinda. Și fratele spunea că sticla e cuvântul lui Dumnezeu. Iacob asta spune, fiți asta. Iar vopseaua ce e din spate, îi dorința de a-L aplica în viața noastră. Uitați-vă cum e Biblia asta, vedeți? Așa, are coperta asta mai închisă. E ca și cum eu aș lua Biblia și o aduc așa în viața mea și o mânim, cum spunea psalmistul, și o împlinesc toată. Adică dorința de a împlini. Și mai spunea fratele ăsta că este un băiat obraznic, e un cui, un ban și zgârii vopseaua din spate. Și face așa un ochi. Și când te uiți, nu te mai vezi pe tine, vezi prin altul. Adică sticla rămâne. Cuvântul Evangheliei rămâne. Și eu mă uit prin Scriptură la fratele. Mă uit la Mitruță, oh, Mitruță-i prezbiter? Uite cum ar trebui să fie un prezbiter. Mă uit la Dorel Breabă, Dorel e cântăreț, uite cum trebuie să fie. Și mă uit la adunare, nu cu dorință să împlinesc. Cu dorință să vă văd pe voi prin Scriptură că sunteți de bun. Dar asta nu e oglindă. Asta e o bucată de sticlă, că nu mai am dorință să împlinesc eu. Acum eu întreb în seara asta, vrei cineva predica mea să o împlinească? Amin. De regulă noi avem tendința, spun eu, băi, ce s-o potrivi la cutare. Eram odată la Austria, cu multă vreme înainte. Și un frate îmi spune, Dragoș, păi fost poate Italia, Roma. Păi n-am fost. Duminică te mergi cu mine. Nu o să uite la mașină, mașină bună, și am plecat în Roma, am ajuns în biserica din Finocchio, păstorul Marius Livanu, el o lua și mă pune la predică, și atunci am predicat eu despre ceasul încercării. Avem o predică. Băiatul ăsta cu care am fost, eu îi plăcea cum predică. Și când eu predicam, eu tot să uita așa la adunare, dacă percepe cuvântul, așa, tot să uita bucuros, el, am dat mâna cu frața, am plecat, am mers câțiva metri, nu, câteva kilometri, câteva minute. Și eu primesc un telefon, sunt, da, cântul, cum, da, cum, da, cum s-a întâmplat, da, cum, așa. M-a închis și spune, băi, frate, dragi, eu am crezut că tu ai predicat la 5 din 8, tu ai predicat pentru mine, mă. Eu am luat mașina asta mică și nevastă a plecat după copii la școală cu mașină, cu camionetă, cu scule, să iei copiii. Și într-o curbă s-a răsturnat, mașina a dat peste cap, scurgeți acolo, femeia și copiii sunt în spital. Bă, ce astfel încercări era pentru mine și eu mă uitam până adunare dacă pricepe care va. Fraților, eu predic pentru voi în seara asta. Într-o sâmbătă seara am fost într-o adunare și am predicat. Nu știu, bine, meu. Dar la urmă a venit un frate și mi-a spus, frate, oare ce ai predicat tu? Dacă ai venit tu mâine, ca aceea la care l-ai predicat, nu a fost în seara asta. Și eu le spun, frate, dar eu am predicat la ești adici, poate ți-am predicat dumitare. Și el spune, nu, s-a plecat. Măi, eu vă predic vouă, da? La cei care sunteți aici, nu vă gândiți, bă, dacă era fata aceea, apoi veți învăța. De ce este oglinda? Oglinda este cuvântul lui Dumnezeu cu dorință de a o împlini în viața noastră. Și vă mai spun un lucru. Trebuie o reacție promptă în împlinire. Cineva spunea un filozof că drumul spre iad va fi pavat cu intenții bune. Băieți și fete care au vrut să pocăiască, care au vrut să primească botezul în apă, care au vrut să intre în stăruință, care au vrut să facă eu o mărturisire să repede, dar nu mai apucat niciodată. De aceea nouă, în împlinirea Scripturii, ne trebuie promptitudine. De aia spunea Iacob, nu vă înșelați, fraților. Dumnezeu să ne ajute, amin? Și mai spun ceva. Eu nu prea le-am cu produsele de cosmetică. Am acasă și băieți și fete, văd tot felul de borcăneri și sticluțe. Din partea mea mă pot spăla cu săpun cheia, că așa m-am spălat toată viața. Dar cineva spunea că produsele de cosmetice scumpe. Trebuie să dai, plătești un preț ca să te curățești. Acum eu vă spun așa, pentru aceia care ați constatat că azi n-ați citit în Scriptură, asta e o pată pentru voi. Băieți cu școli, cu facultate, cu licee, să nu citești în Scriptură. N-ai vrea să te curățești după asta? Plătești prețul? Rămâi noaptea asta și citești un ceas de Scriptură sau o jumătate de oră. Vreți? Amin? Care e rămas așa restant sau corigent cu rugăciunea. Și vezi că asta iar e o pată pe tine, măi, băi, pocăit, fată pocăită și nu m-a rugat așa. Vrei să plătești prețul? Ca să te speri?
Să rămâi noaptea asta un ceas al rugăciunii. Și tot așa e și cu ziua de post. Deci când vorbim de împlinire, vorbim de Cuvântul lui Dumnezeu, vorbim de o reacție imediată că amânarea e de la diavol. El e cu amânare. Eu predicam odată îndrăzniți, eu sunt, am predicat la Cluj cu voi, despre îndrăzneală. Și am spus că pe furtuna aia dispărea pe Petru în Lucă, Domnul a spus în Matei, nu vă temeți, eu sunt. Și Petru, dacă ești tu, poruncește să vin la tine. Și atunci Petru a sărit din barcă. Nu mai pus bani dacă e apa rece, dacă e caldă, dacă... El a sărit și a mers pe apă. Adică o reacție promptă, nu? În Marcu 10:48, Bartimeu striga către Domnul, ucenicii îl certau, dar în versetul 49 spune, îndrăznește, că te cheamă. Versetul 50, îndată și-o arunca haina și-o mers după Domnul. Tineri dragi, pocăiți-vă în seara asta. Amin. 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 Ai citit din Scriptură în seara asta, rugați-vă din seara asta, hotărâți-vă pentru o zi de post în seara asta, plătiți prețul, dar nu de mâine. Eu odată vorbeam de păcatul amânării din Evrei 3:13, că atâta vreme când se zice azi, nu prin înșelăciunea păcatului. Am spus, măi, oameni buni, diavolul vrea să amânăm niște fapte bune. Vrea să ne apucăm de citit în Biblie. Adunarea a spus, da, și o zic, de când? Și un bătrân zice, de mâine, da, de mâine, de mâine ne apucăm tâns. Și adunarea o râs, că el trebuie de azi să ne apucăm. Fraților, noi trebuie să ne pocăim de azi. Amin? Amin. Pentru că dacă ascultăm și nu împlinim, suntem uituși. Ne-am uitat și am plecat. Și eu am numit oamenii ăștia, primul rând, sunt oameni curioși, care vin să asculte primul, care e din Areopagul, din Atina, în fiecare zi ceva nou, ceva nou. Eu nu ne-am cu internetul. Îmi spun băieți, da, da, ai multe postări pe internet, mă deranjează ăștia, dar am ce face. Mă duc într-o adunare, vine un frate, pacea Domnului, eu te cunosc de pe internet, știu tot de predicele tale. Zic și dacă le știi pe tăi, la ce mai chemați? Dar poate mai ai ceva nou? Dar și dacă nu mai am nou, ce fac? Pentru că sunt tineri, băi, omul la Straja, băi, cine vine Dragoș, grupul de acolo, vine la Plavalar, vine, hai să vedem ceva nou. Sunteți așa de curioși? Și mai sunt unii care mai fac o greșeală. În 2 Petru 1:5 spune, de aceea dați-vă și voi toată silința ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința. E blabia, frânare, dar să ne frate fibria de oameni. Că dacă veți avea, dar ne oprim, nu suntem aici bani, da? Deci cu credința voastră, fapta. Și apoi cu fapta, cunoștință. Fapta nu e întotdeauna milostenia care o face. Eu ajung, am credința că trebuie să mă botez. Dar eu cu credința mea nu mă botez. Eu amân. Eu am credința că trebuie să mă apuc din poșul rugăciunii. Dom'le, așa m-au cercetat cuvântul, mă apuc. Dar eu nu mă apuc, eu mai amân. Încă mulți sar peste treapta faptă și ajung la cunoștință. Ei știu câte ceva din Scriptură, dar vor să știe mai mult. Vor să știe mai mult. Nu le interesează să facă ce știe. Îl interesează să știe. Eram o dată într-o adunare și am un frate la mine, un băiat tânăr, mă spune, frate, da, eu te întreb să nu-mi spui că nu știi, că matale știi. Mă întreabă, ce să știu? Răpirea bisericii va fi înainte de necaz, în mijlocul, în timpul necazului, să la sfârșit. Zic, băi, câți ani ai? 24. Ești botezat în apă? Nu, încă n-am apucat să mă botez. Ești botezat cu Duhul Sfânt? Nu, n-am vrut la stăluință. Și ce te interesează cu răpirea bisericii? Chiar nu înțeleg. Ce treabă ai tu cu răpirea bisericii? El nu-ți botează în apă, nu-i botezat cu Duhul Sfânt, el e un șmecher de cartier, dar vine la mine să mă întrebe când va fi răpirea bisericii, în timpul necazului, dar tu n-ai treabă, măi. Tu te botează, stăluiește, trăiește pocăința și vine la mine să de vorbă, nu? Eram în Norvegia, am fost cu fratele Viorel Roșca și cu fratele Axente Octavian. Și după ce am avut mult, o săptămână, predicat toți trei în fiecare seară, în ultima seară prezbitele de acolo a spus, în seara asta facem un pic altfel. În seara asta, fratul să stea la învon, iar dumneavoastră puneți întrebări. Trimiteți bilet să vă ridicați și puneți întrebări și frații să vă răspundă. Se ridică fratele Octavian și a spus, chiar mă bucur de slujirea asta. Aștept întrebările voastre. Dar vă rog frumos,
Nu îmi puneți întrebări câte arhanghel are un herofim. Știu că Serafimul are 6 și cum are arhanghelul. Nu mă întrebați de cai galben și roșu din Apocalipsa. Întrebați-mă dacă vreți să postiți și nu știți exact cum și eu vă spun. Întrebați-mă dacă vreți să vă pocăiți și nu știți exact cum și eu vă spun. Știți că nu mai erau întrebări? Pentru că noi ne interesează cloșca, pupuiul, orionul, frate, cum înțelege acolo. Dar asta e o curiozitate. Uniți cu credința voastră fapta. Amin? Amin? Dacă voi credeți în seara asta că trebuie să citiți mai mult, citiți mai mult. Că trebuie să vă rugați, să postiți, să slujiți mai frumos în biserică, faceți-o. Celelalte, la vremea lor. Că dacă nu faceți, scrie în Luca 8 cu 14. Sămânța au căzut în pământ, dar e înăbușită de bogățiile, îngrijorările și plăcerile lumii acesteia. Pleci de aici, nu hotărât să împlinești și pentru că nu ești hotărât, de la poartă te iau plăcerile, te duci, vezi ce-o făcut el, așa e. Și asta nu-i bun. Dumnezeu să ne dea pocăință. Ce înseamnă a nesocoti pe Dumnezeu? Înseamnă a nesocoti învățătura, care prin Scriptură, prin predică, și vă mai dau un exemplu. 2 Cronici 36, Zedechia. El a făcut ce este rău, preoții, oamenii de atunci au făcut ce este rău, Domnul trimis în continuu slujitor la dânșă ca să-i așa, și parcă versetul 16, sau, da, 16, nu, 2 Cronici 36 cu, cât cu 16, poate spun, nu? Așa? Și spune că, dar ei au nesocotit pe prorocii care îi trimitea Dumnezeu acolo. Îi au nesocotit. Știi că Dumnezeu ne mai învață prin proroci? Știi că la voi când vă măritați și când vă însurați, vezi câte o prorocie? Eu cunosc un băiet, așa de bine îl cunosc. Nu-i băietul meu, că n-am niciunul căsătorit. Dar bine îl cunosc. Vorbea cu o fată și n-ar fi trebuit să vorbească. Și eu vorbim Domnul odată și din două ori tot contra. Ultima dată s-a dus la fratele Liviu Jeniuc, s-a dus el cu mama băietului, el e ceva neam cu mine de aia, știu, cu fata, cu mama fetii și are o prorocie, băietul, tânărul. E ultima dată când îți spun nu. E ultima barieră care ți-o pun în față, dacă nu asculți, vei fi nenorocit toată viața. Păi când s-au ridicat ăștia pe genunchi, mama fetii, de ce nu e? Ce are fata mea? Fata mea nu trebuie să mărite. Spune-mi, fată, ce ai de nu ești bună? Băi, nu vă zicurite astea, omul niștit plâng, da, așa au vorbit Domnul. Lasă că voi proroce. Și-o plecat și-o făcut nuntă. Și l-au durat mai mult de o lună și-o divorțat. Dar o să putea trăi. Și-o vorbit Duhul Sfânt. E ultima dată. Pentru ce vrei să-ți vorbească Duhul Sfânt dacă nu împlinești? Dar ei au nesocotit cuvântul Domnului dat pe robii săi proroce. Și Domnul îți vorbește printr-un vis, printr-o vedenie, îți vorbește printr-o prorocie, printr-o descoperire a unui frate și ții nu-ți convine și nu ei. Eu spuneam că mama mea mi-a povestit că ea când avea 6 luni, a rămas orfană de mamă, de la 6 luni. Și-o mai rămas cu bunica mea, cu mătușa Firuța și cu uncheșul Vasile. Între timp, când avea 5 ani, pe bunicul lor la Cernăuț, l-a condamnat pe 25 de ani, din care a făcut 4 ani și 8 luni. Aproape 5 ani au venit acasă. După ce a venit bunicul acasă, s-a recăsătorit cu sora Aglaia din apropiere, cu care au mai avut încă 2 fete, mătușele mele, Viorica și Ghiața. Dar îmi spune mama, mama asta mea de-a doilea, așa era de rea, așa ne bătea, așa ne persecuta, nu ne da haine, ne purta dezbrăcați, ne punea la treabă, ne ținea flămânți. Mamă de-a doilea, pocăită, dar re. Și au venit la moara fratele Nechifor. Eu l-am știut pe Nechifor. Când eu eram mic, fratele Nechifor era un om bătrân, l-a prins jandarmii la Cosanța la rugăciune și l-a bătut până i-a scos ochii din cap. Un ochi nu mai avea deloc și cu unul vedea că Dumnezeu i-a lăsat un ochi. Și mama asta de-a doilea, sora Aglaia, a avut o prorocie. Ascultă sora Aglaia, așa vorbește Duhul Sfânt. Dacă nu vei îngriji de copiii ăștia ca și de-a tăi, peste un an vei căuta ușa pe la țâțâni. Țâțâni în paravane, cine nu știe.
și el nu asculta. Și îmi spune mama, exact la un an de zile, mama Aglaia a rămas oarbă. Și de câte ori voiesc iese din casă, totdeauna îl ducea și căuta pe la Bara Mare. Nu se ducea niciodată să caute la clasă. Dar așa a vorbit Duhul Sfânt. Măi, dacă îți vorbești Duhul Sfânt, ai avut un har de la Domnul să-ți vorbească, de ce n-ai ascultat? De ce ai nesocotit prorocia și descoperirile Domnului? Ca să-L nesocotești pe Dumnezeu, îi de ajuns să nesocotești învățătura, adică sfatul Lui, prin Evanghelie, prin predică și descoperire. Ne pocăim mai bine în seara asta? Amin. Doamne ajută-ne, amin? Amin. Ca să-L nesocotești pe Dumnezeu, înseamnă să nesocotești, spuneam eu, părtășirea și casa asta. Ezechiel 22:8, voi nesocotiți locașurile mele cele sfânte. Cum? Când vorbea de locașul Domnului, de casa Domnului, prima dată în Geriesa ai un petroi înfipt în pământ, aici e casa Domnului, aici e poarta cerului, spune Iacob, în pustia de Luz. Aia era casa Domnului, nimic, un petroi. Mai târziu, casa Domnului era un corp dus pe trui de sarcâm de familia lui Chehaș și Merari, nu? Mai târziu, Solomon face o casă grozavă. Deci ea e prezentată în ordine ascendentă, din cinci mai complicat. Iar în Evrei 3:6 spune, și casa lui Dumnezeu suntem noi. 1 Petru 2:5 spune, și voi ca niște pietre vii sunteți chemați să alcătuiți o casă duhovnicească. Casa lui Dumnezeu, acum, sunt oamenii în locașul acesta de rugăciune. Cum am putea noi să ne socotim locașul Domnului? Adică eu am pus trei posibilități. Prin nefrecventare. Nefrecventare. Când mai aveți dumneavoastră timpul săptămânii adunare? Seara. Fiecare seară aveți slujbă. Noi avem lunea cu tine, marți adunare, miercuri corul, joi adunare, vineri. Ceilalți se mută copii. Dar la slujbă oficială, noi avem marța și joie numai. Dar voi e mai bine că aveți în fiecare seară. Puneam întrebare. În săptămâna asta, azi ce? Azi e sâmbătă. Care lipsa seara? Dragnare. Tot ce a fost. Aha, fără beginții, deci n-aveți slujbă divină, da? Așa. Bun, dar joi seara. Care o fost? Joi seara la adunare. Vă zice aglomerat să fost joi seara la voi. Bun, mă întreb, pe cine ați, de cine ați fost? Hai, probabil că sunteți unii, nu sunteți de aici. Dar la voi, la adunare, joi seara ați fost? Sau nesocotiți părtășia cu frații? Păi, oameni buni, noi suntem condamnați, uitați-vă bine la mine, vă place de mine? Nu. Suntem condamnați să stăm împreună și aici și noi. Nu scăpăm unul de altul. Nu mai bine ar fi să ne înțelegem de acum. Dar când tu trei joi seara pe la adunare, pe aici, vezi doi bătrâni și doi moșneci cu câmp la mână venind și tu vorbești la telefon, îți capul de doare pe adunare, chiar pui preț pe adunare? He? Eu când eram copil mic, adunarea din Bosanjo a fost înguiat, cu lacă drăuț. Și 4 ani nu au avut voie pocăiți în staduri, așa erau atunci vremurile. Și avea lacătul rugerit. Și veneau frați bătrâni până la ușa adunării și plecau înapoi plângând. Duceau la ei la plăbălar, duceau la baptiști, veneau până în dată duminica, poate adunarea deschisă. Și plecau înapoi. E un har să ai adunarea asta așa frumoasă. Să fie o ușă deschisă, cum a vorbit Duhul Sfânt în adunarea din în temnița din Cernăuți. Vă voi lăsa o clipă de libertate. Vă veți bucura cu ușurile și ferestrele deschise. Nu-i un har să ai ușa deschisă? Ce faceți voi cu harul ăsta? Ce faceți voi cu părtășia de joi seara? Nu cumva o nesocotiți? Nu cumva aveți alte treburi mai multe de făcut? Eu aici atâtea vorbim mult de prezența la adunare. Am o predică făcută, pus un studiu pe 4 capitole. Dar nu intrăm în amănunte, că timpul deja a trecut. Vreau să vă spun. Cine nu vine la adunare, cine nesocotește pe frați, și nesocotește părtășia. Și ceasul acela de rugăciune, cine îl nesocotește, îl nesocotește pe Dumnezeu. Iertați-mă. Al nesocotit pe Dumnezeu,
înseamnă să ne socotești învățătura, să ne socotești părtășia și prezența la adunare, ne socotești locașul. Cum nu poți să ne socotim? Nefrecventare, neîngrijire, da? Să nu te curăți în picioare, să nu dai un leu la colectă, să lipești guma de bancă și multe altele. Sau neatenție. Când predică frate, tu stai pe telefon, vorbești în continuu cu ăla de lângă tine, ieși de 3 ore afară, astăzi spuneam un frate, băi, la noi ies cu unul, începe în timpul rugăciunii, dar o să-i în comitet, asta e o adunare mare, nu-i la noi. Și o să-i trage o fugă până la mor, bea o cafea și vin înapoi. Și în comitetul adunării. Asta nu-i se pare când e socotită adunarea Domnului? Când n-ai nicio treabă tu cu adunarea, nu ești atent, nu te doare capul ce se predică, nu vii la repetiție, nu vii la un priveni, nu vii la o mormântare, nu te îmbrăci cuvincios, cum spun frații, le fai de-am doasă, le-a vorba românul,